Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat astăzi la Constanța că există posibilitatea ca din luna decembrie și țara noastră să primească doze de vaccin anticoronavirus. Totodată a precizat că este vorba de vaccinul contractat de Comisia Europeană, discutând în prezent cu 3 din cele 8 firme producătoare. Există această posibilitate care la nivelul întregii comunității europene. Noi suntem angrenați Comunitatea Europeană pentru acest vaccin. Rămâne să vedem dacă acest lucru care este firma producătoare? Sunt mai multe firme producătoare. Sunt 8 firme producătoare. Comisia Europeană are discuții cu 3 firme producătoare. În măsura în care primul vaccin va fi gata, acela va fi și la noi. Importul în România va fi făcut prin societate? Comisia Europeană este... Toată achiziția se face prin Comisia Europeană, la care noi suntem parteneri, și va fi distribuită către fiecare stat în parte. Dar avem speranță pentru sfârșitul anului, începutul anului viitor. Depinde de vaccin. Sunt vaccinuri care au anumite condiții, minus 70 de grade, sau sunt vaccinuri care sunt de 28 de grade. Noi suntem pregătiți pentru ambele tipuri de vaccinuri, avem pregătit și rețeaua și... Cum va fi distribuit populație? Care vor fi criteriile? Nu. În primul rând vor fi cei care sunt în prima linie, personalul medical, iar apoi, mergând pentru cei care sunt la linia a doua, persoanele care sunt cu risc, vârstele extreme. În general, sunt niște criterii pregătite și le vom avea gata atunci când vom avea și vaccinul.